Hai!
E nevoie să mutați cu catul ăla cu 3 metri. Ce reprezintă această unitate mobilă de terapie intensivă și dacă ea va suplini necesarul? Este răspunsul pe care am stabilit împreună cu DSP-ul și cu ISU. Am stabilit să-l dăm pentru a suplimenta capacitatea de intervenție pentru gestionarea acestei crize. Noi sperăm ca paturile suplimentare de terapie intensivă făcute astfel, prin aducerea acestei unități mobile, să fie suficiente pentru a gestiona local acest pas val 3. Suplimentar mai sunt și alte soluții, dar deocamdată sperăm că aceasta să fie un răspuns suficient. Unitatea mobilă și cât va reuși să suplinească locurile care nu mai sunt suficiente acum în spitale? Din fericire, unitatea mobilă deține 12 locuri de terapie intensivă. Cu ajutorul unității mobile, sigur vom reuși să menținem cazurile de necesită îngrijire. Vor fi folosite toate 12 sau? Sigur, vor fi folosite în funcție de necesități. Dacă vom avea nevoie să le operaționalizăm pe toate 12, noi din punct de vedere medical suntem super pregătiți. Există capacitatea de asigurare oxigenului, fabrică, butelii, cum se poate? Da, ne-am gândit inclusiv la acest aspect. Sigur, este o unitate complexă de terapie intensivă și vom asigura și parte de oxigen pentru o stație separată. Cum veți asigura personalul? Cine va lucra aici? Vom avea medici detașați și personal medical care deja este în stemă.